de Bardan Proșteanul, episcop vicar patriarhal, o copie a icoanei făcătoare de minuni de la Biserica Icoanei, reprezentând pe Maica Domnului cu pruncul. Ne exprimăm astfel recunoștința pentru participarea la cea de-a patra ediție a pelerinajului Icoana Fereastră spre Dumnezeu, săvârșind nesfântă liturghie și conducând procesiunea dedicată Duminicii Ortodoxiei și gestirii Sfintelor Icoane, organizată la Biserica Icoanei și în Parcul Icoanei, cu înaltă binecuvântare a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, datată 1682, a fost dăruită Bisericii Icoanei de voivodul martir Constantin Brâncoveanu. De această icoană se leagă o mare parte a istoriei Bisericii Icoanei, constituind în același timp un reper important pentru viața duhovnicească a enoriașului parohiei, dar și a locuitorilor capitalei. Și semnează preoții slujitori parohului, preoții slujitori și epitropul bisericii cu data de 13 martie 2011 de Duminica Ortodoxiei. Icoana făcătoare de minuni este aproape fidelă, vă oferim cu toată dragostea și cu tot respectul și cu mulțumirea. De asemenea, această sărbătoare n-ar fi putut să aibă loc dacă nu aveam binecuvântarea și încurajarea Părintelui Patriarh, care ne-a acordat încredere ca să organizăm acest pelerinaj. O copie a aceleași icoane făcătoare de minuni o oferim Părintelui Patriarh, rugând pe Preasfințitul Părinte Episcop Arlan Ploieșteanu să o înmâneze în numele nostru și, dacă vreți, al dumneavoastră, al tuturor, ca mulțumire și recunoștință pentru înalta binecuvântare. Și vă spuneam, adineaur, că fără efortul material, financiar, logistic, organizatoric, pe care ne-a oferit domnul primar Nicolae Munțanu, nu am fi putut avea această sărbătoare și pentru că este și un bun creștin domnul primar și iubește icoanele, îi oferim și dânsului aceeași icoană, aceeași replică. Este una dintre cele mai mari zile și pentru mine, fiindcă domnul primar Onțanu a sărutat mâna unui preot, nu a mea, dar unui preot, sărută harul, de fapt, harul lui Dumnezeu și m-a emoționat. Mulțumindu-vă dumneavoastră pentru participare și pentru rugăciunile pe care le-ați făcut, să mulțumim lui Dumnezeu în final și nu în ultimul rând, și să rugăm să ne primească rugăciunile, să ne fie de folos toată această osteneală, icoanele pe care le aduceți acasă, sfințite de Părintele Episcop, să vă fie ocrotitoare în casele dumneavoastră, să ne ferească Dumnezeu de necazuri, de calamități, de orice fel de întristare și de orice fel de durere, și ne va feri Dumnezeu dacă noi rămânem cu El, dacă rămânem credincioși și dacă rămânem cu fața la Dumnezeu. O zi frumoasă și binecuvântată în continuare. Noi acum ne vom retrage în curtea bisericii pentru a depune icoana făcătoare de minuni de la Ghighiu și vreau cu această ocazie să mulțumesc Maicii Starețe pentru că a venit și ne-a lăsat icoana să o avem și noi aproape. O depunem în curtea bisericii ca să vă închinați în continuare la această icoană. Pentru că
Este ziua noastră, ortodoxilor. Vă spun tuturor, la mulți ani!